Doamnelor și domnilor, este miercuri, este ora 17, deja v-ați obișnuit. Este momentul să înceapă emisiunea În audiențe cu primarul Mihai Chirica. Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, bine ați revenit în platourile noastre. Știu că ați avut o zi cam grea, foarte grea, dar... Grea și productivă în același grea timp. Grea și productivă în același timp. Vreau să le spun telespectatorilor noștri că încercăm să nu discutăm despre situația politică. De fapt, încercăm. Nu știu dacă vom reuși. Dar haideți să începem. În primul rând, aveți răspunsuri pentru cei care au sunat săptămâna trecută, dacă nu mă înșel. Da, așa este și discutam că străzile din cartierul Frumoasă, știți că da, în telefon, le-am băgat într-un program de proiectare și lansăm deja licitația publică în această lună. Vor dura cel puțin 2 luni de zile licitația până la semnare de contract, încă vreo 4-5 luni de zile proiectarea în sine, după care pe bugetul anului viitor să începem deja. Deci ar veni undeva în primăvara anului viitor, când vremea permite? Nu. În primăvară să putem să avem proiectele, să le introducem în Consiliul Local pentru aprobare și imediat după încă aproximativ 2 luni de zile să putem să avem și licitație făcută. Cei din cartierul Frumoasa, gândiți-vă că am spus și la strada Bârnova că îi dăm drumul. Da. Licitația este în derulare, dar încă răspundem la contestații a unor cetățeni care nu știm ce vor. Toate le-am câștigat până acum, dar perioade de timp lungite și paralungite, oricum, am intrat pe circuit, oricum o finalizăm, dar enervează exact prelungirea asta. Bine, e un drept legal de care unii abuzează. De fapt, și sunt mulți care abuzează de acest drept. În momentul de față. În orice caz, vreau să anunț pe cetățenii din zona Frumoasa că acele străzi intră în proiectare și începem și execuția. Eu sper de anul viitor, nu ne va încurca nimeni. Referitor la vandalizarea băncilor și a coșurilor de gunoi din șoseaua Nicolina, a fost modificat itinerarul de patrulare zilnic a polițiștilor locali pe toate cele 3 schimburi pentru a ajunge și în zona semnalată de noastră. La căminele din zona Cug ne-am deplasat și acolo, la intersecția Poatie cu Cetățuia, nu este copertină. Am făcut inventarul la toate copertinile, că am plecat exact de la această sesizare. Da. Nu sunt 150, sunt 250 de copertine care nu avem nevoie. Chiar 246, ca să fiu și foarte exact. Nu e puțin, e destul de mult, ne trebuie câteva milioane de euro să le punem pe toate, dar ne apucăm de treabă. M-am convins că trebuie să o fac cât mai repede și dăm drumul. Mai ales la cele care sunt foarte, foarte titrate de cei care folosesc transportul public de călători. Referitor la șantierele din zona parcului, am discutat, am trimis poliția să ia legătura cu cei de acolo, am găsit și beneficiarul, l-am rugat să execute lucrările în baza unor măsuri de protecție, motiv pentru care am și introdus în Consiliul Local din această lună, deci de săptămâna aceasta vineri, introducerea unui regulament privind norme și măsuri care trebuie luate de constructori atunci când efectuează lucrări de construire. Și acesta va deveni obligatoriu. Obligatoriu pentru orice dezvoltator, pentru orice constructor. Da. Haideți să luăm un prim telefon. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua, domnul primar! Sărbună, doamne! Domnul primar, vreau să vă spun că nu știu dacă de cine ține, așa am trecut cu tramvaiul pe la Poșta Română și de mult durează, sunt niște steaguri acolo, parcă o spălat pe toate trotuarele din municipiul Iași și l-a gătat în fața ușii la poștă. Sunt așa de urâte și așa de mizerabile. Ce salea? Niște? Steaguri, steagurile urâte, urâte până la maxim. Steagurile de la Poșta Română. De la Poșta Română. De știți cum de râs, dacă iau vede cineva. Dar pe ce stradă? Că au mai multe filiale. Asta de Ficuza Vodă. Asta din centru. O să discutăm cu cei de la Poșta Română, că nu țin de noi. Nu știu de cine. Regia autonomă a Poștei Române. E foarte, foarte urât. Vă spun. E o agenție guvernamentală. Da. Am înțeles. Da, și vreau să vă mai rog ceva. Privind o mașină de pământ sau eu știu cât ar trebui de pus, este un părculeț aici vis-a-vis în stația de la Zimbru, care merge spre Minerva. Știți ce rugăminte am? După ce terminăm parcul de la Sfântul Anton de Padova, intrăm iarăși în discuție și mergem împreună și acolo. A, da, nu, dar vreau să vă spun că nu, cred că nu localizat. Păi nu, eu localizez foarte bine, numai că aceleași echipe trebuie să le împart pe urmă. Deci terminăm parcul Anton de Padova. Să punem, că este acolo, cum să vă spun, sunt niște tonete și e scăzut.
Este un copățel sărac, să chinu și el să trăiască. Și nu vă zic și câte îi chinuie, deci de oameni și de tot ce mai mult în jurul lui. Mă rog, dumneavoastră deciziți, eu vă spun că... Să rămânăm, da. Mulțumim. Și eu vă mulțumesc foarte mult pentru tot ce faceți, sănătate-vă de Doamne ajută, mai bine. La fel. Am primit unele sesizări de la niște locuitori din Tătăraș, care spun în felul următor. Domnule, de la Rond, unde întoarce tramvaiul 11 spre dispecer, spre așa, pe partea dreaptă, sunt niște copaci uscați. Unul ar fi în zona școlii generale, care prezintă și pericol de a cădea. Acum, presupun că în astfel de situații trebuie să vină nu și un... reprezentant. Da, e o procedură. E o procedură. Eu am notat-o și colegii mei probabil și ascultat. Ei spuneau, domnule, este un copac în care un sfert este verde, trei sferturi este uscat. Acolo poate are șansă să-și revină. Noi își facem o verificare, o expertizare. Avem experți dendrologi care știu să evalueze și astfel de stări ale arborilor. Nu sunt puțini. Eu cred că tot eu făceam o trimitere pe Nicolae Iorga. Între Gara Internațională și Rond Podul de Piatră am identificat 30 și ceva de arbori uscați complet de jos. Și repet, este foarte greu să poți face acum să se prindă arbori în zonele urbanizate intens. Pământul este infestat cu de toate. Gândiți-vă că acel pământ care a primit ani și ani de zile săruri, nu știu dacă ați observat, dacă n-ați observat vă spun, pentru că nu e nimic de ascuns, toate tuile alea frumoase lângă care face globuloase așa, niște buxuși și tuia făcuți rotunzi și toată lumea le apreciază, le-am schimbat iar în primăvară, au murit. Nu din cauza sărurilor au murit. Anul, iarna care urmează, voi încerca să le protejez învelindu-le cu o folie. Și folia va veni într-o asemenea manieră încât să nu mai ajungă absolut deloc pe partea pe unde intră sărurile, în speranța că nu am săruri de dedesubt. Că dacă am și săruri de dedesubt, s-au dus iarăși. E destul de greu să le mai putem salva din nou. Da, e bun, dar pe de altă parte și un copac uscat prezintă pericol la un eventual furtună. Deci dau cauza semnalată. Îi luăm pe toți jos, ne ducem, se face evidențierea lor, se marchează împreună cu cei de la Ocolul Silvic, după care are loc tăierea de pe spațiu public și depozitarea lor prin inventarierea lemnului. Deci e un pic de treabă. Mai vreau încă un lucru să vă întreb înainte de a lua un telefon. Presupun că de la calea ferată și într-o parte și în alta 5 metri este 20 de metri din ax. Așa, deci aparțin CFR-ului. Da, căilor ferate române. Pentru că au în zona de traversare de aici, de la piața Alexandru, da, am să stau de vorbă și cu cei de la CFR, ar trebui să-și curețe puțin pentru că... Ar trebui să pună panouri fonice plus conform legii și probabil că nu va... lipsi momentul în care vor fi nevoie să o facă. Arată dezolant zona. Bun, haideți să mai luăm un telefon în direct. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Bună ziua! Vă deranjez, este o onoare pentru mine, ca să vorbesc direct cu domnul primar. Să rămână, doamnă! De mult am așteptat lucrul ăsta. Mă numesc Surdu Aurelia, locuiesc la Hala Centrală, mai precis deasupra la BRD și am o problemă foarte acută, dar de un an și ceva. Piața o fac, cumpărăturile toate le fac de la Hala Centrală, de jos, de la piață. Acolo se circulă foarte greu pentru persoanele care sunt greu deplasabile. Eu ca să fac o mișcare încerc să mă târăsc un pot, dar nu funcționează banda aceea de coborâre, de urcare, domnul primar. Ne plângeți de milă, nu sunt singura, să vedeți oameni în vârstă, cam și eu etate, dar să vedeți cât greu se chinuie ca să târească după el o sacoșică sau trailerul ăla care l-am eu, căruciorul acela de pot să îmi pun un bagajel pe el. Este foarte greu. Am înțeles. Nu are cine să mă aprovizioneze. Știu discuția discuția din primăvară, i-am și trimis, am făcut o expertiză la scările rulante, vorbiți noastră. Da, da, da. La cele vechi, cele care s-au pus odată cu Hala, anul 2003, dacă nu mă înșel. În orice caz, sunt mai vechi la Hala. Da, deci 2003, asta înseamnă că au 14 ani împliniți deja. Nu mai am ce să mai fac cu ele, trebuie să le schimb și caut acum să găsesc niște scări care să simuleze exact diferența aia de nivel care s-a creat între
partea de jos și partea de sus a accesului și probabil va trebui măcar una nouă să cumpărăm și din două scări să fac piese de schimb, numai să fabrică. Nu se mai fabrică astfel de... Nu, sunt depășite tehnologic, au trecut 15 ani de zile, a venit cel de la Scărulante, a verificat, a spus ce piese sunt distruse deja, au intrat acolo săruri, nisip. Da, e și expus. S-au deteriorat, safară, a nins pe... Mă iertați că vă deranjez. Știți ce a fost o situație deplorabilă? Sunt băieții aceia care păzesc toată ziua prin piață. Dar primăvara când vin copilașii ăștia mai tuciurii cu flori, cu părinții, dacă nu urcau și coborau pe scările alea, puneau flori, deci erau nimeni, nu s-a oprit, să-i fugărească puțin de pe scările alea. Nu cred că asta. Ele trebuie să funcționeze non-stop. Gândiți-vă că în locul florilor putea fi un om. Ele sunt gândite să poată primi pe fiecare treaptă cel puțin o persoană. Deci, uitați-vă prin alte centre comerciale când sunt cu sutele la o singură urcare. Nu. Pur și simplu s-au uzat. Dar totuși, cum cele care merg spre partea spre CEC... Sunt noi nouțe. Da, în partea asta stânga spre casa de pensii. Noi le-am inaugurat în... Odată cu pasajul... Odată cu ruinele. E etapa a doua a halei. Am înțeles. Deci dar... am îmbătrânit ca și mine. Da. Ca și, ca și noi lumea, toți. Doamnă. Ca și le-am luat în calcul și o să le cumpărăm. Cel puțin domnul o scară primar, nouă. Pot să vă mai întreb ceva? Vă rog. Cum noi vorbesc că suntem mai multe persoane în cazul meu care ne putem foarte greu deplasa. Nu se pot pune niște băncuțe aici în jur, că mai mult de până la hală și înapoi eu nu am cum să merg și altele. Pe care traseu? În fața aici la BRD, pe esplanada acolo la hală. Să stăm și noi, uitați cum e. Dar la hală aveți, băncuțele sunt fixe. O singură băcuță. Ei cum, sunt banchetele alea din... Bine, da, am notat. Încă ceva. Vă mai rețin? Vă rog, doamnă. Cât se poate, cum să nu? Domnul primar, este un bloc foarte frumos, cu oameni deosebiți. La cine trebuie noi să ne îndreptăm, nu mai vorbim de președintele de bloc. Avem o femeie de serviciu care lucrează la 7 scări. Nu-și face treaba. Suntem așa de nemulțumiți. Nu ne convine munca ei. Toată ziua e în piață, toată ziua e prin hală, toată ziua pe o stradă, pe nu știu unde. Unde mergi pe ea o găsești. Cine ne poate ajuta să o schimbăm pe femeia asta? Are un salar de 1.450.000 vechi. Numai adunarea generală a proprietarilor. Dați-mă cu adunarea generală, că și care în comitet renunță să mai vină, că ei să plictisesc, că ei nu știu ce. Dar ați vorbit cu administratorul? Administratorul nostru vrea să se schimbe, cerem altul, au venit altul la o ședință, nu-l primesc alții. Nu știu, eu prostie de numai nu. Cine poate să explice pentru curățenia asta? Să chem Sanepidul? Să vină să vadă... Păi Sanepidul vine și dacă e cazul, ceea ce nu cred, vă amendează și o plătiți tot noastră. Asociația în sine, administratorul ar trebui să se implice. Eu am să iau sesizarea. La ce bloc este? Chiar alo? Blocul cu BRD? A, s-a întrebat. Nu, la blocul cu BRD a zis. Să sperăm doamna, că este acel. Da, am reținut numele surdul. Bun, dar acolo, într-adevăr, totuși, în zona halei centrale, pe esplanadă, sunt băncuțe? Sunt și niște banchete de beton, sunt și băncuțe. Probabil o mai fi... Da. Știți, chiar au niște elemente pe care puteai sta... Așa este. Puteai să te așezi. Nu neapărat bancă de lemn. Da. În fine, doamna vrea mai mult pe traseu spre casă decât spre piață. direcția de finanțe. Da. Deci pe haideți să discutăm puțin un subiect care, iarăși, privește toți eșenii. Spitalul Regional de Urgențe. S-a făcut tam-tam și anul trecut. De altfel nu privește doar eșenii. E toată un regiunea. Regional care va trebui făcut. Și astăzi am fost la Ministerul Sănătății. Pregătim o delegație de la Iași care se întâlnească cu consultantul Ministerului Sănătății. A fost desemnat, el a început să-și facă treaba, i s-a predat zona în care are birou, de acum știe ce are de făcut acolo
Și pe 28 mai trebuie să mergem să-i prezentăm toată problematica noului consultant, cel care va conduce proiectul de la un capăt până la celălalt. Bun, dar el nu are toată documentația, din câte știu eu. Nu. Terenul are. A fost cedat. Nu. Sunt mulți pași de făcut. El de-abia acum va trebui, așa cum prezentase și domnul ministru Grasu, să finalizeze documentația de studiu de fezabilitate până în prima parte, iunie-iulie 2018. Cu acea documentație avizată de Guvernul României și Parlamentul României să intre în procedură publică de achiziție până la sfârșitul anului 2021 să poată vorbi despre finalizarea proiectului oarecum, iar până în 2023 chiar să poată gândi la punerea în funcțiune a acestui proiect. Deci sunt multe etape de ars și o investiție foarte mare, imensă. Așa este, dar e vorba de 3 spitale. Rămân în continuare 3 spitale sau vor fi mai multe? Pentru că inițial... Noi deocamdată vorbim de 3 spitale, iar pe noi ne interesează Iașul. E clar, Iașul. Haideți să luăm un telefon, dar vom reveni la acest subiect. Alo, bună ziua! Alo, bună ziua! Domnul Chirica, mulțumesc foarte mult celor care au acoperit gaura din pasajul Păcurar. Vă mulțumesc că dumneavoastră că ați dat în proiect pe strada Lotrului pentru restricția de viteză lui domnul Bratu. Da. Și am venit bine de la dumneavoastră. Așa. Am fost la ora aproape care a spus neasă, dar au fost istul. Da, au fost, am avut cel cu situație de urgență cu versantul. Știu. Dar eu totuși vreau să ajung până la dumneavoastră. Am lăsat numărul de telefon doamnei Turtă. Da? Foarte, foarte bine. Eu am notat aici și mâine dimineață o să vă sune. Eu vă mulțumesc din tot sufletul pentru tot ce faceți pentru Ieșeni. Cu plăcere. Și sincer, îmi pare rău pentru astăzi, pentru moțiunea aceea din vizitul urlului. Bine, doamnă. Da. Nu trebuie să vă pare rău, noi avem treaba acasă. Pare rău. Ei, asta e. S-a întâmplat, s-a întâmplat. Ce o să facem? Nu s-a întâmplat. Domnul Chirica, oamenii cinstiți nu pot să meargă înainte. Asta mi-e ciudă mie în țara asta. Da. Da. Mulțumim foarte mult pentru telefon, doamnă. Să rămână, doamnă. Mâine vă sun o colegă de-a mea, de fapt asistenta mea de la cabinet, și să mă văd mâine cu dumneai. Nu știu exact dimineața la prima oră ce am, că am impresia că mai am ceva programat să dau peste cap. Sunt destule. Da. Am zis că nu discutăm politică, dar vrând nevrând trebuie să intrăm și în politică, pentru că discutam despre Spitalul Regional de Urgențe și vreau să vă întreb. A spus că în 2018 e posibil să termine proiectarea, dar vreau să vă întreb un lucru. Șoseaua de legătură dinspre nordul Moldovei, de fapt, județele nordul Moldovei, și aici nu numai nordul Moldovei, dar și vestul Moldovei, deci Botoșan, Suceava, Neamț, Bacău, ar trebui să intre pe la Bogonos, nu? Așa da. Era gândită. La Bogonos sau poate să-și găsească și pe drum european, pe partea dinspre sud să vină. Se va face acea legătură în paralel cu construcția Spitalului Regional de Urgențe? Dacă ar depinde de municipiul Iași și ar fi și în sarcina mea ca primar, aș da un răspuns. Nu depinde de mine, eu sper, ca și noastră, deci rolul meu este să favorizez ca lucrurile să se întâmple în direcția despre care vorbim, așa cum ați văzut. Intrăm fără să vrem în politică, tot face parte de viața noastră. N-avem cu socul în politică, am prins fisura asta care a apăruse acolo și nu m-am dus cu un gând să fac politică nici pentru X, nici pentru Y, și am spus, domnule, avem o comunitate acolo care, chiar dacă are o vizibilitate mai mare acum în ultima perioadă, printr-o altfel de atitudine a primarului, adică a mea, noi totuși avem acolo nevoie de autostradă, de centură, da, de spital regional, adică e o chestiune care ține și 100 de ani de când Iașu a fost capitală, și hai să ne îndreptăm. Promisiunea a fost că se îndreaptă cu atenție. Astăzi nu mai e cazul să mai discutăm despre promisiunea asta, da, cea de săptămâna trecută. Sper să vină vremuri bune și pentru noi. Trebuie. Asta este cuvântul. Bun, de ordine. Trebuie. Este în sarcina Companiei Naționale de Autostrăzi și Drumuri? Bine, este în sarcina companiei dacă o are ca temă finanțată. Altfel rămâne în sarcina Ministerului și dacă dau un pas și mai înapoi, în sarcina Guvernului. Eu stăteam și mă gândeam că la un moment dat a fost o declarație a directorului general a companiei că pentru Iași există finanțare pentru tot inelul. Da, dar a fost o declarație dintr-o guvernare trecută sau două ture trecute, că era Cioloș atunci, da, care a spus că inelul face parte din proiectul autostradă.
toate chestiunile astea se leagă oarecum. Așa este. Și inelul și autostrada, că nu o să vină de pe autostradă să intre direct în centrul Iașului. Trebuie să existe niște centuri care să devieze circulația. Da. Autostrada nu trebuie să deserveze Iașul. Trebuie să deservească toată zona și toate localitățile adiacente Iașului. Deci sunt multe lucruri de făcut, cu siguranță. Deci încă nu se știe dacă... Dar n-am văzut concret, în afara proiectului referitor la centura dinspre partea de sud, Poatie, Trei Fântâni, cu legături spre Albița, și care am văzut o scrisă, adică nu vorbesc din amintirile nu știu cui, da. Celelalte proiecte spre nord nu le-am văzut încă, nici măcar legătura dintre autostradă și centura de ocolire nord-oraș. Traseul Bogonos se știe, se cunoaște, există. E semi-practicabil, da, nu e practicabil 100%, în caz de urgență poți să pui roata pe el. Pentru a putea fi foarte ușor practicat, nu ar fi foarte mult de rezolvat acolo, mult, pentru că sunt niște tronsoane prăbușite, cu dale de beton și care într-o vară s-ar putea repara și ar putea deveni chiar și funcțional foarte ușor. Am înțeles, da. Ei, să sperăm că nou guvern, acum... Bun, aici sunt foarte multe de discutat, nou guvern, vechi să vină guvern, întâi. Să vină întâi și să se aplece și spre noi. Doamnelor și domnilor, luăm o scurtă pauză, nu schimbați postul, rămâneți pe Iași TV Live pentru partea a doua a emisiunii în audiență.